încă de acum 4.000 de ani, oamenii erau interesați de semnificația viselor. Anticii egipteni, reușind chiar să scrie o carte despre asta. Explicații certe nu avem nici acum, în schimb avem mai multe ipoteze interesante. Freud sugera că visele sunt reprezentări simbolice ale gândurilor, impulsurilor și dorințelor noastre inconștiente, manifestate în timpul somnului prin imagini din viața noastră cotidiană conștientă. Celebrul psiholog credea că astfel conținutul inconștient va fi relevat minții conștiente. Un studiu efectuat în 2010 a arătat că visele cresc anumite performanțe mentale. Subiecții s-au descurcat mult mai bine la efectuarea unui test dacă au dormit și au visat testul înainte de a doua încercare. Performanțele au fost de 10 ori mai mari decât ale celor care au dormit fără să-l viseze sau doar s-au gândit la el. Ipoteza spune că visele sunt un semnal al declanșării unor procese specifice memorării care au loc doar în timpul somnului. În arhitectura creierului sunt peste 10 trilioane de conexiuni neuronale. Tot ce facem și gândim se află aici. Conform unei teorii din 1983, prin procesul de învățare inversă, în timpul somnului și mai ales al ciclului REM, neocortexul verifică aceste conexiuni și le elimină pe cele care nu sunt necesare. Altfel, fără acest proces de dezvățare, creierul ar fi depășit de conexiunile și gândurile inutile în timpul stării de veghe. Teoria activării continue spune că visele provin din nevoia creierului de a consolida și crea amintiri pe termen lung. În timpul somnului, când fluxul de informații extern scade considerabil, creierul reanalizează automat datele stocate, manifestându-le sub formă de gânduri și sentimente trăite în vis. Putem păstra antrenate astfel unele deprinderi nefolosite de foarte mult timp, sau putem stimula instincte pentru situații din viața reală. În timpul perioadei de somn REM, neurotransmițătorii stresului din creier sunt mai puțin activi, chiar dacă se desfășoară un vis traumatizant. Retrăirea evenimentelor traumatice în vis, unde stresul mental este scăzut, oferă creierului o perspectivă mai clară și abilități sporite de a procesa informațiile într-un mod mai sănătos, spun oamenii de știință. În vis, nefiind constrânși de realitate și regulile logicii convenționale, mintea poate genera scenarii lipsite de limite. Poți astfel înțelege mai bine problemele cu care te confrunți în viața de zi cu zi și poți găsi soluții neluate în seamă în starea de veghe. Descoperiri importante precum tabelul lui Mendeleev, teoria relativității emisă de Einstein sau principiul de funcționare Google au fost relevate în timpul somnului. Până când tehnologia ne va permite să identificăm și să înțelegem mai bine complexele procese mentale ale creierului nostru, să păstrăm teoria conform căreia, este bine să tragem din când în când un pui de somn. Important este să visăm.